Avem un deficit de 200 de muncitori în construcții pe care trebuie să-i aducem din Est. Asia a devenit loc de pelerinaj pentru firmele românești, care merg în țări precum Nepal și se întorc cu sute de muncitori după câteva zile de selecție. Pentru 500 de euro, masă și cazare își lasă familiile și țara an la rând. La prima oră, un grup de români urcă în avionul spre Nepal. Nepal, o țară cât două treimi din România. Fără industrie sau oportunități, peste 80% din populația țării se ocupă cu agricultură. Restul așteaptă. Suntem la 20 de kilometri de granița cu India. De aici și alegați muncitorii reprezentanți ai uneia dintre cele mai mari companii de construcții de la noi, în fața centrului de testare din localitate Ecoadă. Vestea că o echipă din România va organiza probe de lucru s-a răspândit în regiune, însuflețind oamenii. Paul Pop, managerul internațional WorkFinder, este euforie, cu siguranță lumea vine. Noi ne ducem acolo unde sunt ei. Este foarte greu pentru ei să călătorească sute de kilometri, poate 10-12 ore, ca să vină la o testare în capitală. De aici, din satul Sinurjoda, au venit azi la probe câțiva muncitori. Cei mai mulți sunt necalificați, dar așa se învață meseria în Nepal, văzând și făcându-și propriile case și câștigând experiență în țările din Golf. Abia apoi pot să viseze la o țară europeană precum România. În sediul agenției din capitala Nepalului e coadă indiferent de oră. Aici nu există altă țară pe buzele tuturor decât România. Peste 20 de muncitori au venit să-și ridice documentele, dar înainte sunt băgați în ședință. Îi așteaptă pe toți un avion și o provocare de cealaltă parte a lumii, relatează Observatornews.ro.